bună, eu sunt Laura și astăzi o să vă vorbesc despre prima mea dragoste, prima mea relație, prima mea despărțire. Acum sunt la o altă dragoste acasă. Scuze! Ce? Nimic! Aveam 17 ani, Alex îl cheamă și ideea e că mi-a scris pe Facebook: hei, ce faci, bla bla bla, nu știu ce, am vorbit noi vreo 2 săptămâni, 3, ceva de genul. Și am ieșit la prima întâlnire. Ideea e că eram atât de timidă și emoționată și nu știam exact cum o să fie, că îl știam doar din poze și așa că i-am spus prietenii mele, bine, asta era o chestie destul de comună, să îmi scrie din 20 în 20 de minute câte un mesaj și dacă e ceva să nu fie ok, dau un semnal de alarmă, mă sună, ceva e urgent și pot să plec de la întâlnire dacă e fail. N-a fost fail, a fost ok. Ideea era că amândoi am fost extrem de timizi și, spre exemplu, primul pupic, pentru că nu a fost un sărut, a fost gen la întâlnirea a treia sau a patra, ceea ce nu se mai practică în ziua de azi. Ideea e că m-am îndrăgostit foarte tare, am crezut că o să fie sufletul meu pereche, că o să facem bebeluși, că tot felul de chestii. Evident, n-a fost așa, pentru că niciodată nu e așa. Nu niciodată, dar 99% din cazuri nu e așa. Până în ziua în care am ajuns să sufăr foarte, foarte tare din cauza lui, pentru că e un idiot, pentru că 99% din băieți sunt idioți. Și țin minte că alergam super mult, mergeam la sală, nu mâncam, eram în suferință din aia, știți, suferința din dragoste în care slăbești. Ei bine, cred că a fost singura dată când chiar am avut o suferință din aia și țin minte că am slăbit vreo 6 kg într-o lună și eram în același timp tristă, dar și fericită pentru că arătam foarte, foarte bine, dar inima mea era frântă. Știți ce zic? Da, și ideea e că am stat un an împreună și într-o zi, după multe, multe supărări, am decis că gata, se termină. Și ce am făcut eu, pentru că sunt o fată extrem de rațională și echilibrată și întotdeauna gândesc lucrurile mult, mult, mult înainte. V-am făcut curioși. Am o propunere pentru voi. Tot finalul poveștii este pe aplicația WAH, care arată așa. E o aplicație făcută de niște prieteni buni ai mei. Și ești super mișto. Bun, și sunt o grămadă de chestii faine, așa că luați-vă aplicația și vedeți ce am de zis mai departe. Wow, aveți linkul în descriere.